în care s-a rugat Iisus cu ucenicii Tatălui preanalt. Observ fiorii morții din viața lui Iisus. Știa că-n față stă o șerfă de adus. Doresc și ucenicii să îl ajute în rugă, dar vai cuprinși de somn, se culcă pe țărână și uită de durerea din viața lui Iisus. Ei nu pot să trăiască acel moment nespus. Privește spre grădină și fii cuprins de foc, de felul rugăciunii și nu dormi deloc. Că cel mai minunat e atunci când pe genunchi ești una cu Hristos, ești una cu Iisus. Trezește odată, chiar de două ori, și-apoi îi lasă ca să doarmă tot nepăsător. Dar Domnul în rugăciune are sudor de sânge și-acum cu el nimeni nu mai poate plânge. Pentru noi am fost chemați ca să trăim viață de pocăință, dar nu cumva suntem cei fără de credință. Privește spre grădină și fii cuprins de foc, de felul rugăciunii și nu dormi deloc. Că cel mai minunat e atunci când pe genunchi ești una cu Hristos, ești una cu Iisus.